Ieri a avut loc ședința biroului executiv al Asociației Județene de Fotbal Olt, acolo unde s-a stabilit modul în care actualul sezon de Liga a 4-a se va încheia. În urma centralizării voturilor exprimate, s-a stabilit ca primele patru echipe să dispute un play-off tur-retur, la finalul căruia se va decide echipa care va promova în Liga a 3-a. Astfel, echipele CSO Petrolul Potcoava, ACS Oltul Curtișoara, AS Unirea Radomirești și AS Viitorul Osica de Jos vor avea de disputat 6 meciuri de foc pentru a se desemna câștigătoarea campionatului Ligii a 4-a. Suntem într-o perioadă specială. Sezonul de Liga a 4-a în anul competițional 2019-2020 se va încheia printr-un play-off cu primele patru echipe, cu punctele acumulate până în prezent. Fiecare echipă va disputa 6 jocuri tur-retur. Hotărârea a fost adoptată de biroul executiv al AJF-ul în data de 15 iunie, în urma voturilor membrilor afiliați. Pentru celelalte echipe, sezonul fotbalistic a fost înghețat. Cluburile sportive aflate pe locurile 5-15 nu vor mai disputa niciun meci, menținându-se clasamentul actual. Asta înseamnă că în acest an nicio echipă nu va retrograda. Locurile 5-15, în urma voturilor membrilor afiliați, nu vor mai disputa niciun joc, urmând ca clasamentul actual să fie înghețat. Nu retrogradează nicio echipă în anul competițional 2019-2020 din Liga 4 în Liga 5. Sezonul următor, Liga a 4-a va avea mai multe cluburi sportive înscrise. Președintele Asociației Județene de Fotbal spune că echipele din Liga a 5-a pot promova doar dacă întrunesc toate condițiile necesare.